Și mă aflu în satul Păpăuți, în atelier la domnul Mihai Gangan. De unde e dragostea pentru așa artă frumoasă, pentru aceste lucrări în lemn? Dragostea, cred că vine din lumea înconjurătoare, din natură. Aici avem lucrări. Am desenat așa un cucoș în haine naționale îmbrăcat și o găină la fel în haine naționale. Că nu poate să danseze singur. Am perogravat o lucrare. Se intitulează Cine joacă băsmăluța. Cine joacă băsmăluța. Vedem o bătrânică. O bătrânică cu un bătrânel cu băsmăluța. Doi îndrăgostiți, da? Da, ca doi tineri. Aici e un peisaj de iarnă. E chiar prin din plan. Sat? Da. E brad, case și biserica din localitate. Aici e tot așa un peisaj de iarnă. Iată, vedeți ce aici care, așa, dacă te uitați, ar părea că parcă se vede un lac. Iaz, un lac, da? Înghețat. Și încolo depărtare case, păduri, copaci, prin plan un copac chiar se vede. Dar asta nu e perogravată. Așa de natural lemnul. Avem mai multe linguri. Cu mâneri de pește, așa, cum ar fi două crânguțe împletite, și iar o altă formă. Aici vedem un cal. Aici e un cal cu coama împletită. Se muncește mult la așa lucrări. Când lucrezi, nu observi cum treci timpul, dar ai o plăcere la tot ce faci. Și asta mă face să mă ocup de lucrul ăsta. Cam câte lucrări aveți? Le-ați numărat sau nu le mai numărați? Știți, nu le pot număra din cauza că le fac și le... Se duc de la mine. Nu lucrez pentru bani lucrul ăsta, dar lucrez pentru că îmi place. Pe lângă aceasta, ce mai faceți? Mai desenez uneori. Aveți și desene? Avem și desene, da. Și lucrați tablouri. Și cu copiii? Lucrez cu copiii de la clasa a doua până la clasa a noua. Am două grupe la cercul de perogravare, vin și cu aici mai mărișori, cioplim în lemn, adică încrustăm în lemn. În gimnaziul Păpăuți? În gimnaziul Păpăuți. Cum sunt copiii în ziua de astăzi? Vă regăsiți? Ei tot nu sunt curioși să vadă, să cunoască, dar mai întâi de toate, fără să înveți ceva, vor îndată ceva să apuci și să facă. Ei gândesc că nu știu că trebuie să ai răbdare, să mai înveți cât ceva, ține creionul în mână, cuțitul în mână. Dar ei vor, dă-mi cuțitul, dă-mi creionul și eu să fac ceva. Așa că știu cum a fost și eu copil și eu vrem repede îndată să fac, dar cum la anii ăștia am înțeles că trebuie în toate lucrurile să ai mare răbdare, că dacă n-ai răbdare nu poți obține nimic. Așa este. Eu vă mulțumesc foarte mult. Din satul Păpăuți, Raionul Rezina, pentru Radio Moldova, Andrei Burdian.